În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană din Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Polițiștii, jandarmi, pompieri, polițiști locali și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Au fost desfășurate acțiuni atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate peste 800 de persoane și controlate peste 35 de societăți comerciale. Astfel, în cadrul acestor activități au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. În trafic au fost controlate peste 250 de mijloace de transport. Reamintim tuturor să păstreze distanța fizică, să nu se expună la riscuri și să poarte masca de protecție. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 800 de persoane și controlate peste 35 de societăți comerciale. Au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 15.000 de lei. În trafic au fost verificate peste 250 mijloace de transport persoane.